Meteorologii anunță că săptămâna aceasta în Oltenia temperaturile vor scădea chiar și cu 10 grade Celsius în unele zone față de zilele trecute. Maximele nu vor trece de 9-12 grade, în timp ce noaptea și dimineața vom avea temperaturi între 2 și 6 grade Celsius. Variațiile de temperatură afectează oamenii, dar și necuvântătoarele. El stând pe padoc, padocul o să vină mai în dreptul lui și fiind paie și asta, el simte căldura pe corpul lui. De fapt, dacă stăm așa o perioadă aici, începem să simțim noi pe cap căldura. La grădina zoologică din Craiova, pregătirile pentru sezonul rece au început deja. Au fost pornite aerotermele, panourile radiante, iar animalelor le-au fost administrate vitamine. Totul pentru ca acestea să facă față mult mai ușor temperaturilor scăzute. Pentru a suplimenta căldura de care au nevoie animalele carnivore, cele exotice, vorbim lei, tigri, pe holuri avem montate aeroterme care au o putere de 3 kW. Ne aflăm în cușca maimuțelor de la grădina zoologică Craiova. Pe timpul iernii, acestea se pot bucura de o temperatură constantă chiar și de 17 grade Celsius, hrană și apă proaspătă. Maimuțele, struțul emu, struțul african, lei, tigri sau berzele sunt printre animalele care necesită o îngrijire mai atentă pe parcursul sezonului rece. Pentru a le asigura condiții mai bune la iarnă, îngrijitorii deja au suplimentat cantitatea de hrană și au asigurat stocurile de paie și au pornit instalațiile pentru încălzire. Cum la început de sezon rece, le administrăm un supliment de vitamine pentru a întări și a rezista perioadei rece prin care vom trece. Noi deja am început pregătirile pentru sezonul rece, în special pentru animalele carnivore de exotice, să zicem lei, tigri, asigurându-le necesarul de încălzire în spațiile interioare, ele beneficiind de panouri radiante, care le au montate în interior, iar pentru a face atmosfera mai plăcută în interior, folosim niște aeroterme electrice care le asigură aerul cald în interior. Cei care au trecut astăzi prin parcul Nicolae Romanescu au profitat de vremea încă frumoasă și au vizitat grădina zoologică. În curând, multe dintre animale se vor ascunde peste puțin timp în cuștile bine încălzite, departe de ochii vizitatorilor. De asta plecarem de acasă, că e foarte frumos afară și măcar astăzi, că am înțeles că de mâine se schimbă vremea. O să vină vremea rea, o să vină iarna, multe animale o să intre în cuști, o să hiberneze. Vă pare rău că nu le mai vedeți? Da. Foarte rău. Sunt frumoase, îmi place de ele. Poate ar trebui mai multă căldură. Adică să pună perin sau ceva care să le țină de cald. Foarte frumoase. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Leul și luaica. O să se apropie sezonul rece, o să vină iarna și pe multe nu o să le mai poți vedea. Îți pare rău? Da. Grădina zoologică din Craiova depostește 39 de specii și peste 240 de exemplare de păsări și animale.